Trei comisari s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, concurs ce va avea loc mâine. Cele două posturi de inspector șef și cel de inspector șef adjunct au rămas vacante după ce Ioan Sidor Bodescu și Florin Nicula au demisionat. Inspectoratul General al Poliției Române va organiza mâine la București concursul pentru ocuparea postului de șef al Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Năsăud. Comisarul șef Ovidiu Mureșan, cel care a fost numit interimar la șefia IPJ Bistrița-Năsăud după demisia lui Sidor Bodescu, dorește să fie confirmat pe post, iar adjunctul său Dan Băltag îi va fi contracandidat pe același post de șef. Și un clujan, comisarul șef Viorel Sârca, actualul șef al Biroului de Evidență a Populației Cluj, va concura pentru șefia IPJ Bistrița-Năsăud. Pentru postul de adjunct s-a înscris un singur candidat, comisarul șef Ciprian Buta, în prezent șeful poliției orașului Năsăud. Participanții vor susține o probă unică, respectiv interviu pe subiecte profesionale. Aprecierea se face cu note de la 1 la 10 și este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7. Conducerea IPJ Bistrița-Năsăud a fost schimbată la începutul lunii noiembrie. Comisarii șef Sidor Bodescu și Florin Nicula, șefii poliției Bistrița-Năsăud, au fost acuzați că jucau poker de pe calculatoarele instituției. Cei doi și-au depus demisiile imediat după izbucnirea scandalului.